A fost mai mult o întâlnire cu yoga din nevoia de a mă îndrepta de dureri de spate, de nopți nedormite. Era în perioada în care fetița mea avea vreo 2 ani de zile și eram încă foarte extenuată. Și înainte să fac yoga, aveam un job de studio, de birou și îmi doream foarte mult să îl schimb, dar nu știam cu ce. Am ajuns la yoga dintr-o recomandare, dar nu știam absolut nimic, adică nici posturi, nici cu respirație, nici cu meditații, cu absolut nimic. Și am avut norocul că am nimerit o persoană cu care am empatizat foarte bine, Valentin Puleanu, și mi-a făcut super bine. O dată pe săptămână a fost excelent, adică era ca o gură de oxigen pentru mine, reveneam la normal. Și cumva am început să îmi adaug cumva în program încă o clasă. Era foarte dificil pentru că mă ocupam de tot și nu prea aveam ajutor și nici nu prea îl acceptam. Și atunci one man show la un moment dat are nevoie de suport, dar nu cu fitness și ce făceam înainte, pentru că nu mai aveam energie pentru așa ceva. Și atunci cumva am fost atrasă, fără să știu ce înseamnă, mai mult ca și intuiție, de yoga și m-am dus și mi s-a potrivit mânușe, iar a doua clasă pe săptămână a fost wow, adică să faci de 2 ori pe săptămână a fost pentru mine super fervescent și foarte, foarte bine. S-a simțit în corpul meu, în mintea mea, m-am liniștit și zone de depresie, cum mai sunt mămicile. Și nu numai. Și s-a simțit bine. Și ducându-mă, am aflat despre școala de yoga la care fusese profesorul meu și netopul stea de acolo tot felul. Și m-am decis că vreau să mă duc și eu, dar nu sub forma că gata, apoi să profesez asta. Era o școală de yoga super faină, pentru care am decis că, da, având o recomandare foarte bună, vreau să mă duc, dar vreau să mă duc pentru mine. Adică să nu mai gătesc, să dorm noaptea, să am un program. Am fost crescută de mic așa, cu gimnastică, cu palet, îmi plăcea să am program și mi-era oarecum dor de mine în perioada aceea, când aveam atenție pentru mine. Și le-am și zis acasă, vedeți că nu mă duc ca să predau apoi, deci nu mă întrebați de diplomă și de alea, eu mă duc pentru mine. Și era o lună. O lună de mers în India și a fost extraordinar. Nu am știut acolo că trebuie să dau examenul de predare în fața tuturor, că la altfel nu mă mai duceam. Da, și toate s-au așezat așa frumos că acea clasă care am predat-o a avut un vibe foarte fain, eu l-am simțit super și au venit oameni necunoscuți care mi-au spus să continui, că a fost foarte fain. Și cumva așa am prins curaj. Totuși am revenit acasă și tot în ideea că nu predau. Erau oameni care mă așteptau, hai să facem, că ai terminat acum și eu nu, mergeți la Valentin și nu. Și cumva am intrat pe domeniul acesta. Rezan, iarăși un prieten foarte bun, era plecat în Thailanda și m-a rugat să-i țin clasele și a fost wow pentru mine să pot să fac asta cu bucuria de a continua ceea ce am început. Apoi mi-am primit și eu clasele mele de studio și lucrurile au evoluat. M-am perfecționat cu certificare pentru yoga pentru copii. Apoi din recomandare în recomandare am ajuns să predau clase și celor din corporate și eu știam mult prea bine ce înseamnă să primești la tine la birou o clasă de yoga. Pur și simplu strângeam mesele, scaunele, știau că marțea au salteluțele cu ei și până se elibera traficul, noi eram deja zen, cu eliberare de dureri de spate și de tot. Dar nu a fost o... Am fost cumva, nu știu, parcă luată pe sus. Nu m-am pregătit pentru asta mental, căci am să profesez, dar am făcut-o dintr-o pasiune așa de mare încât a devenit în scurt timp full job.
Și un stil de viață. Și pentru un stil că practici de viață. În fiecare zi, am înțeles. Da, am clase online care le fac încă din pandemie și a rămas programul acesta de 3 ani de zile și continuă, oamenilor le place să practice pentru că ele sunt live. Adică vii, practici, știi că te trezești la 6 dimineața sau la 7 seara, vii și practicăm împreună. Și există energie foarte faină și cumva oamenii vor în continuare treaba asta. Îmi place mult și studioul, de fapt așa am și început la studio, numai că pandemia cumva m-a trecut prin a învăța să mă adapte și să ies din zona de confort și practic inclusiv în vacanțe. Adică vacanțele mele sunt retreat-urile de yoga, unde acolo iarăși eu practic alături de un grup de oameni. Înainte de yoga eram o fire mai vulcanică. Bine, să nu înțelegem greșit, nu e ca și cum un yoga teacher nu se mai enervează, nu le apasă grijile, nu-i mai vin facturile și nu mai are nimic de făcut, stă toată ziua zen. Deci nu este așa, dar cu yoga devii mai conștient și te vezi din exterior. Deci nu e doar lucrul de o oră pus altfel să de yoga, ai pus colanții, o faci și apoi ieși în oraș și te enervezi la primul semafor. Ceea ce făceam înainte. Ok, bine, am și stat multă vreme în București, nu că ar fi o scuză, dar acolo este și mai jungle city în trafic. În schimb aici, fac o paranteză că simt să o spun la Cluj, adică te uită Dumnezeu cu verdele și poate cred oamenii că ai problemă cu mașina, dar în niciun caz să te claxoneze. Da, spuneam asta și studenților mei în clasele de cursuri de yoga pentru începători cu acest exemplu, că nu e ca și cum faci yoga dacă te duci și te enervezi. În timp, cumva lucrurile s-au mai așezat, adică m-am observat, mi-am dat seama ce merită să pui la suflet și ce nu, să selectezi un pic. Și mi-aduc aminte foarte bine în perioada în care eram în corporate, în muncă de birou, că mă mai supăram pe câte un coleg, mai îmi pica foarte greu, mă mai ținea 2-3 zile, poate, cu inima strânsă. Când lucrurile astea pot trece foarte ușor, prin simplu fapt că te așezi și ai o meditație ghidată și cineva îți spune acolo că nu este despre ce ți-a spus acea persoană. Și dacă cineva ți-a spus ceva hard, asta înseamnă că acea persoană duce și ea la rândul ei o suferință. Și dacă pricep chestia asta și îți dai seama și te dai un pas înapoi, deja întrerup ciclul ăsta. Ești capabil să nu mai generezi atâta suferință pasată de la unul la altul. Și treptat, în timp, cu viața, cu altele, nu doar cu yoga, cumva m-am așezat mult mai bine. Adică sunt mult mai liniștită. Câteodată nu mă recunosc așa cum eram înainte și cum sunt acum. Că important e să ai deschiderea, dorința, curiozitatea și mai mult decât atât să ai dorința de a te găsi pe tine. Eu invit oamenii să își aducă jurnalele. Avem niște teme pe care le facem, practicăm meditații, nu doar stând aici cu salteluță, dar facem meditații inclusiv într-o călătorie, meditație pe jos, mers pe jos, la o meditație ghidată, pur și simplu. Ușor de realizat, nimic greu, pentru că yoga este pentru toți cei care pot să respire. Absolut pentru toată lumea este yoga. Dar să aibă acea deschidere. Nu-mi doresc să trec în parte de prea mult turism. Facem și asta. Am terminat și geografia. Îmi place treaba asta mult de tot, dar tot pe vocația asta de yoga teacher simt să îi atrag și să mergem împreună. Înțeles. Și cum poate omul de rând, care nu are experiență în toată treaba asta cu yoga, să
își observe gândurile, adică cum se produce toată această observare? Ai un gând și te gândești, ok, mă gândesc lucrul ăsta, dar ce faci mai departe? Ce poți să-mi spui? Pot să îți dau acel exemplu pe care l-am auzit și eu prima oară când am intrat într-o astfel de clasă și mi s-a părut foarte fain. Îți imaginezi că ești o cameră de luat vederi, da? De filmat. Acea cameră se uită la tine cu toate emoțiile care le ai tu, dar acea cameră nu judecă, nu critică, nu editează, nu taie, nu ajustează, nu pune pe subtitrare altceva decât este și începi să te observi. Adică te dai, asta înseamnă să te dai un pas la o parte, să te dai un pas în spate. Gândurile alea, gândul care l-am eu acum, mă ajută cu ceva, poate că îmi face rău și nu e cazul. Poate nici măcar nu s-a întâmplat sau poate nici nu o să se întâmple vreodată, doar să faci o grijă. Sau poate că nu m-am gândit și la partea cealaltă, că poate și acea persoană cu care simt eu că poate sunt în conflict are și acea persoană anumite greutăți, anumite struggle-uri.